Am vorbit despre crez. Crezul, manifest, conținut de viață, agendă. Nu agendă doar a bisericii, ci a creștinului cu privire la propria sa viață. În un alt mod de a privi crezul e următorul. Sinteză a întregii povești de iubire a lui Dumnezeu față de om, de la început și până la sfârșit. Pentru că acolo mărturisim în ce credem, în ce fel de Dumnezeu credem, ce a făcut omul în raport cu Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu față de om și finalul, viața cea veșnică, învierea, ultimul articol din simbolul de credință, din crez. Învierea morților și viața veacului ce va să fie. Toată istoria e o istorie, o scriptură sintetizată în conținut de credință. Într-una din aceste afirmații înțelegem că omul apare zidit și te întreb, băi, dar de ce apare? De ce este zidit? De ce are nevoie Dumnezeu de om? Nu cred că Dumnezeu are nevoie de om. Nu este vorba de nevoia, necesitatea. Dumnezeu este dincolo, deasupra oricărei necesități. Dar Dumnezeu nu poate fi înțeles adecvat ca un Dumnezeu izolat. Din acest motiv vorbim de Dumnezeu treime de persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu comuniune, Dumnezeu comuniune de persoane, care se sfătuie la un moment dat și zice să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră. În actul zidirii, mărturisim în crez, îl mărturisim pe Dumnezeu cel care a făcut cerul și pământul. Pământul suntem și noi. Noi facem parte din omul, facem parte din zidirea lui Dumnezeu. Să-L facem pe om după chipul și asemănarea lui. Acum, putem descompune teologic chipul, rațiune, voință, sentiment. E un mod cumva simplist și totuși rigid, uscat. Chipul și asemănare. Să-L vezi astfel pe Dumnezeu, chip și asemănare. Omului i s-a dat ceva din Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat prin actul zidirii lui. Metafora folosită de Scriptură, omul zidit de mâinile lui Dumnezeu. Mai târziu înțelegem din istorisirea Scripturii că din Ioan, capitolul Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 1, cuvântul este cel care zidește lumea, adică Fiul lui Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu. Ce înseamnă acest chip? Înseamnă că omul este și reflectă prin ceea ce este el, chiar dacă este făptură, ceva din Dumnezeu. Reflectă o anumită stare, o anumită ținută, o anumită vocație, un anumit deznodământ, viața veșnică. Omul este făptura făcută de mâinile lui Dumnezeu, făptura lui Dumnezeu cea iubită. Motivul pentru care el zidește lumea este iubirea. Motivul pentru care el zidește pe om este că iubește. Motivul pentru care el ne dă viață și ne face după chipul și asemănarea lui este iubirea lui nesfârșită. Nu nevoia de a-l avea pe om, ci iubirea lui. Nu ar fi fost Dumnezeu, el Dumnezeu, s-ar fi contrazis pe sine dacă nu ar fi dat din ceea ce este. Și felul în care dă, o dă, se vede în făptura omului. Se vede după cum l-a zidit pe om, chip și chemat la asemănare. Pentru că, vedeți, chipul este un lucru, o anumită realitate, potențialul pe care l-a dat Dumnezeu omului și asemănarea este potențialul acela împlinit, adus, transformat, realitate în viața lui. Unii numesc acea asemănare teosis sau îndumnezeire sau sfințenie. Ne oprim aici. Prieten, pe curând!